Unul din cele mai prestigioase colegii din țară și-a deschis astăzi porțile în vederea parcurgerii unui nou an școlar. Atât elevii Boboci, cât și cei care urmează să susțină examenul de maturitate vara viitoare, au fost cuprinși de emoții la sonarea primului clopoțel din noul an școlar. Începând cu ora 9 a dimineții, elevii s-au adunat în tradiționalul careu în vederea aflării noilor săli de clase, respectiv cunoașterea noilor diriginți, unde a fost cazul. De la ceremonia de deschidere a noului an de învățământ nu a lipsit inspectorul școlar general Dorin Sandea, comisarul de poliție Vasile Catargiu și fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Alba Sorin Bumb. Ca de obicei, începerea anului școlar a fost binecuvântată de un preot, după care directorul colegiului Valeriu Cerbu a strigat catalogele. La auzirea numelor noilor diriginți, elevii au aplaudat și s-au bucurat frenetic. 9G, științe sociale, doamna profesoară Busuioc, Carmen. Când clopoțelul a sunat pentru prima dată, elevii însoțiți de diriginți au intrat în clase. Bobocii liceului, cuprinși de emoții, au stat cu minți în bănci și au ascultat cuvintele diriginților. Elevii speră ca în următorii 4 ani să lege prietenii, să aibă rezultate bune la învățătură și să nu mai fie cobaii Ministerului de Învățământ. Cum ți se pare prima zi de școală? Destul de frumos. Este destul de frumoasă prima zi de școală, deoarece am așteptat mult această zi. Ce să spun? Vreau ca pe viitor să mă înțeleg foarte bine cu colegii, să ajung unde îmi doresc. Ce așteptări ai de la cei 4 ani de școală? Sper să fie frumos, să ne înțelegem toți bine, note bune. Foarte interesant. Abia aștept să-mi cunosc noi colegi, profesorii. Ce așteptări ai de la cei 4 ani de liceu? Păi, nu știu încă ce să zic, note bune și să ne aștepte Dumnezeu să excelăm. Am trecut de la parterul colegiului la etajul al doilea, unde am întâlnit clasele a 12-a care așteaptă și nu prea terminarea studiilor liceale. Ultimele două sesiuni ale bacalaureatului îi sperie puțin, însă aceștia speră să obțină note mari vara viitoare. Cred că o să fie un an greu pentru că suntem foarte solicitați, dar dacă o să învățăm și o să parcurgem toată materia, nu cred că vom avea probleme. Rezultatele proaste la bacalaureat, la nivel național mă refer, vă descurajează? Nu, cred că marea majoritate care nu s-au descurcat la BAC nu s-au descurcat pentru că nu au învățat. Cum au fost până acum pentru voi? Au fost grei, dar asta nu înseamnă că mă descurajez. Ce a însemnat liceul pentru tine? Cea mai faină perioadă? Cu siguranță, fiind clasa 12-a, o să fie un an foarte greu, e anul terminal. Aștept să mă apuc de învățat, pentru că o să fie foarte greu și mă rog să mai rămân cu colegii, să petrecem ultimul an împreună. Ce înseamnă liceul pentru tine? Cea mai frumoasă perioadă, plină de prietenii și, mă rog, multe petreceri și așa mai departe. A fost și greu, bineînțeles, și cu mult învățat, dar a fost o perioadă foarte frumoasă. Bobocii sau elevii claselor a 12-a speră ca perioada liceului să treacă tot mai greu pentru a parcurge cu adevărat perioada așa numită a adolescenței.